În videoclipul de astăzi îți voi prezenta care sunt cele mai frecvente greșeli pe care investitorii începători le fac atunci când încep să investească la bursă și ce poți face tu ca să le eviți. Salutare! Numele meu este Ovidiu Tarcu și vreau să-ți urez bun venit pe canalul meu de YouTube. Una din cele mai mari greșeli pe care o fac oamenii este faptul că nu investesc. Datorită inflației, care în România tocmai a depășit pragul de 5%, valoarea banilor păstrați în conturi de economii și depozite bancare scade de la an la an. Asta înseamnă că ce puteai cumpăra anul trecut cu 100 de lei, acum te costă 105 lei și 25 de bani. Să economisești bani nu mai este de mult suficient ca să atingi independența financiară. În prezent, să te bazezi exclusiv pe economii ca să strângi bani pentru retragerea din activitate este sinonim cu a încerca să urci la etaj pe o scară rulantă care coboară. În cel mai bun caz, o să rămâi pe loc. Pentru a evita situația dezolantă în care banii tăi stau degeaba și se devalorizează de la an la an, trebuie să investești. Însă, dacă ești la început și nu ești foarte atent, s-ar putea să faci niște greșeli destul de costisitoare. De aceea, în videoclipul de astăzi îți voi prezenta cele mai frecvente 7 greșeli pe care le fac investitorii începători atunci când încep să investească la bursă și ce poți face tu ca să le eviți. Acestea fiind spuse, să dăm drumul la treabă. Greșeala numărul 1 pe care o fac investitorii începători este că nu își constituie un fond de urgență înainte să înceapă să investească. Iar ca să înțelegi mai bine efectele acestei greșeli, hai să analizăm următorul exemplu. Să presupunem că ai un portofoliu de investiții care valorează 50.000 de lei, însă nu ai un fond de urgență care să-ți acopere cheltuielile neprevăzute. Și să presupunem că apare o cheltuială majoră și neașteptată care te forțează să plătești rapid 10.000 de lei. Ca să nu intri în datorii, ești forțat să vinzi o parte din investiții cât mai rapid pentru a face rost de bani. Iar atunci când faci asta, te poți regăsi în una din următoarele două situații. Dacă investițiile tale sunt pe plus și le vinzi, vei genera un eveniment taxabil și va trebui să plătești impozit pe câștigul realizat. În schimb, dacă investițiile tale sunt pe minus și le vinzi, atunci vei încasa o pierdere pentru că nu le oferi suficient timp ca să își revină. În oricare din cele două situații te afla, vei pierde bani. Ca să eviți situații de genul celei prezentate mai devreme, înainte să începi să investești, asigură-te că ai un fond de urgență care să-ți acopere între 3 și 6 luni de cheltuieli curente. În felul ăsta vei putea să plătești marea majoritate a cheltuielilor neprevăzute fără să te atingi de investiții. Întorcându-ne la exemplul nostru, dacă ai fi avut un fond de urgență de 15.000 de lei, iar portofoliul de investiții ar fi valorat 35.000 de lei, lucrurile ar fi stat altfel. Ai fi putut retrage 10.000 de lei din fondul de urgență și să plătești cheltuiala neprevăzută fără probleme. Iar investițiile tale ar fi rămas neatinse, evitând astfel o potențială pierdere sau plata unor taxe. Cea de-a doua greșeală pe care o fac investitorii începători este faptul că investesc bani pe care nu își permit să-i piardă. Iar de când am început activitatea de consiliere financiară, greșeala asta am văzut-o materializându-se în două moduri. Pe de o parte, avem oamenii care investesc banii pe care ar trebui să-i folosească ca să-și plătească chiria, utilitățile sau să-și ia de mâncare. De cealaltă parte, avem oamenii care fac credite și încep să investească cu bani împrumutați. Înainte să trecem mai departe, vreau să clarific următorul lucru. Orice investiție are un anumit grad de risc. Nu există nicio garanție că vei câștiga bani atunci când investești. S-ar putea chiar să pierzi bani. Iar dacă cineva îți spune altfel, te minte. E adevărat, există lucruri pe care le poți face ca să îți maximizezi șansele de câștig și să le minimizezi pe cele de a pierde bani. Dar riscul de a pierde banii investiți nu va dispărea în totalitate niciodată. Dacă ești la început cu investițiile și vrei să eviți această greșeală, fă următoarele lucruri. În primul rând, evită să împrumuți bani de la bănci sau de la prieteni ca să investești în ideea că vei obține randamente mai bune decât dobânda percepută. Ține minte mereu că dobânda la un credit este ceva garantat, în timp ce câștigul pe care îl poți obține este potențial. Am primit suficiente mesaje de la persoane care s-au împrumutat ca să investească, au pierdut toți banii, iar acum au rămas cu creditul. În al doilea rând, evită să investești banii de care ai nevoie luna viitoare, anul viitor sau în următorii 2-5 ani. Șansele ca o investiție să fie profitabilă cresc pe măsură ce crește și orizontul de timp. De asta investițiile se recomandă a se face pe termen lung. Cea de-a treia greșeală pe care o fac investitorii începători este faptul că nu înțeleg diferența dintre investiții și speculații. Când vine vorba de a pune banii să muncească pentru tine, în principiu poți aborda lucrurile în două moduri.
Pe de o parte, avem tranzacționarea activă, care presupune să speculezi fluctuațiile de preț ale diferitelor instrumente financiare listate la bursă, cu scopul de a obține profit atât de pe urma creșterilor, cât și a scăderilor de preț. Tranzacționarea activă este o activitate care, deși este prezentată ca fiind super accesibilă, în realitate este incredibil de solicitantă. Și trebuie să depui foarte mult efort ca să fii cât de cât bun. De cealaltă parte, avem investițiile pasive, care presupun să folosești banii tăi ca să achiziționezi active generatoare de venit pe care ai fi mulțumit să le păstrezi toată viața. Această abordare este mult mai relaxată și necesită ceva mai puțin efort din partea ta, însă îți poate aduce niște randamente foarte bune. Pentru a evita confuzia dintre cele două noțiuni, asigură-te că înțelegi foarte clar ce presupun investițiile, respectiv speculațiile. Iar apoi fii foarte sincer cu tine legat de cât timp ești dispus să dedici investițiilor. În funcție de asta, poți să decizi care ți se potrivește mai bine. Cea de-a patra greșeală pe care o fac investitorii începători este faptul că așteaptă prea mult ca să investească. Cauza principală a acestei greșeli o reprezintă dorința de a investi în momentul perfect pentru a-și maximiza randamentele și a fi considerați investitori de top. Un exemplu foarte clar al greșelii s-a văzut în primăvara lui 2020. Atunci când indicele S&P 500 scăzuse deja cu 30-35%, pe Facebook erau oameni care spuneau: mai aștept puțin, trebuie să mai scadă. La finalul lunii martie, când piața a început să-și revină, aceleași persoane spuneau: e un bull trap, nu are cum să crească mult pentru că trebuie să mai scadă. Ei bine, bull trap-ul s-a dovedit a fi un bull run și indicele S&P 500 aproape că și-a dublat valoarea de atunci până acum. Iar după ce au văzut că acea creștere nu a fost o minciună și piața de capital chiar își revine, sunt destul de sigur că persoanele respective nu au investit pentru că piața e supraevaluată. Lecția pe care trebuie să o reții din povestea de mai devreme este că e imposibil să ghicești viitorul. Nici măcar cei mai mari investitori din lume nu susțin că pot să facă asta. Iar ei au acces la resurse la care noi nici măcar nu putem visa. Ca să eviți greșeala de a aștepta prea mult, cel mai bine este să investești constant, lună de lună, indiferent de ce face piața. Folosind o strategie precum dollar cost averaging, poți să ai rezultate foarte bune, fără prea mult efort. Iar dacă vrei să vezi la ce mă refer, îți recomand să urmărești videoclipul din dreapta mea. Cea de-a cincea greșeală pe care o fac investitorii începători este faptul că investesc prea mulți bani deodată. Există foarte multe persoane care au economisit o sumă semnificativă de bani de-a lungul vieții. Iar atunci când descoperă investițiile și văd ce randamente pot obține comparativ cu dobânzile la conturile de economii, se entuziasmează prea tare și plasează toți acei bani în diferite investiții. Însă, nu de puține ori se întâmplă ca, fix după acel moment, să aibă loc o corecție pe bursă. Iar astfel, platforma brokerului le arată că au mai puțin bani decât au investit. Statistic vorbind, dacă investești o sumă mai mare de bani odată, pe termen lung ai șanse să obții randamente mai mari decât dacă faci dollar cost averaging. Cu toate astea, o astfel de acțiune poate să influențeze semnificativ un investitor începător din punct de vedere emoțional. Datorită faptului că nu este obișnuit cu fluctuațiile de preț, el riscă să se panicheze la prima corecție și să vândă prematur din dorința de a-și limita pierderile. O astfel de decizie radicală poate să influențeze negativ modul în care începătorii văd investițiile la bursă. Și ajung să creadă că bursa este un joc de noroc și toți cei care investesc pierd bani. Ca să eviți să ți se întâmple asta și ție, recomandarea mea ar fi ca la început să investești o sumă de bani care îți permite să dormi liniștit noaptea. Abia ulterior, după ce înțelegi ce presupun investițiile și te obișnuiești cu fluctuațiile de preț, poți să plasezi economiile mai semnificative în piața de capital. 6 sau 12 luni, cât vor mai sta banii tăi în conturi de economii, până când înveți ce înseamnă să fii investitor, nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra randamentelor tale. Cea de-a șasea greșeală pe care o fac investitorii începători este că nu investesc suficient. Aceasta este fix opusul greșelii anterioare și se naște din comoditate. Odată ce au început să investească o sumă de bani, mulți investitori începători consideră că este suficient. Dacă investesc 100 sau 200 de lei pe lună, sunt rezolvați. Cu toate astea, chiar dacă orice sumă investită este mai bună decât nimic, suma pe care o investești lunar trebuie să se alinieze cu obiectivele tale pe termen lung. De exemplu, dacă tu ai nevoie de 1000 de euro pe lună ca să trăiești confortabil, nu poți să te aștepți să atingi independența financiară timpurie investind doar 100 de lei pe lună. Dacă faci asta, vei ajunge independent financiar, doar că îți va lua 48 de ani.
Ca să eviți această greșeală de începător, înainte să începi să investești, definește clar următoarele două lucruri. 1. De ce investești? Și 2. Care este valoarea portofoliului de investiții care ți-ar putea finanța în mod rezonabil stilul de viață după ce te retragi din activitate? Pentru cel de-al doilea punct, o regulă bună de la care poți să începi este ca valoarea portofoliului să aibă o valoare de 28 de ori mai mare decât valoarea cheltuielilor tale anuale. Cea de-a șaptea greșeală pe care o fac investitorii începători este că nu iau în calcul taxele. La fel ca aproape orice altă sursă de venit, câștigurile din investiții sunt impozitate. Iar în prezent, în România există 3 mari impozite care se percep. Impozitul pe venit, impozitul pe dividende și CSS. Ca să eviți greșeala de a uita de impozite, tot ce trebuie să faci este să te familiarizezi cu ele și să înțelegi când și cum le plătești. Iar dacă ai nevoie de ghidare suplimentară, nu ezita să apelezi la ajutorul unui specialist în fiscalitate sau la serviciul de asistență contribuabil de la ANAF. Acestea sunt cele mai importante greșeli pe care le fac investitorii atunci când încep să investească la bursă. Dacă ți-au plăcut informațiile prezentate până acum și consideri că ai învățat ceva nou, asigură-te că ai strivit butonul de like pentru algoritmul YouTube. Deși să începi să investești cât mai repede este o idee foarte bună, atunci când ești la început, există riscul să faci anumite greșeli. De aceea, sper că informațiile prezentate în cadrul videoclipului te ajută să le eviți, astfel încât activitatea ta de investitor să fie cât mai profitabilă. Însă, dacă îți dorești ceva mai multă ghidare pe partea asta, aruncă un ochi peste cursul meu de investiții în fonduri mutuale și ETF-uri, care este destinat începătorilor. Am pus un link către pagina sa de prezentare în descriere. Acestea fiind spuse, eu îți mulțumesc că ai urmărit videoclipul până la final. Dacă ți-au plăcut informațiile prezentate în el, amintește să apeși pe butonul de like, să te abonezi la canal, să activezi notificările și să-l arăți unui prieten interesat de subiectul investițiilor la bursă. De asemenea, te invit să mă urmărești și pe Facebook și Instagram, unde postez aproape în fiecare zi. Iar până data viitoare, amintește-ți că cel mai bun lucru pe care îl pot cumpăra banii este liniștea financiară.